Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit la Flori în bucătărie! Astăzi pregătim o mâncărică foarte ușoară, de preparat, foarte ușor, pentru toți care nu știu prea bine să gătească, este foarte binevenită. Deci facem o friptură de pulpă de porc cu cartofi și sos de roșii la cuptor, pentru care avem nevoie de următoarele ingrediente. Bineînțeles, carne de porc, pulpă de porc, eu am 6 cartofi așa mai potriviți, usturoi, un castron de sos de roșii, sosul de roșii care l-am făcut eu, vă aduceți aminte, câteva foi de dafin, piper, sare, ulei de măsline. Am curățat și spălat cartofii, după cum vedeți, am curățat și usturoiul și acum o să ne ocupăm și de cărniță. O să tăiem, eu de data asta o tai în cuburi mai măricuțe. Cam așa. Cam așa să fie, cu bulețe. Așa. Am tăiat cărnița, cum am zis, și acum tăiem cartofii. Pur și simplu, eu îi dau așa o dată pe jumătate. Și încă o dată. Așa. În patru. V-am zis, eu explic așa pentru cei care încă nu prea au treabă cu bucătăria și trebuie să le spunem. Cum? Dacă e mai mic, nu-l mai subțiem, îl lăsăm așa mai grosuț. Vedeți? Așa. Așa. Am terminat și cartofii de tăiat. Acum luăm și cărniță și băgăm așa printre cartofi. Toată cărnița. Bine, eu aici pregătesc pentru 4-6 porții. Fiecare pregătește mai mult sau mai puțin în funcție de câte persoane sunt. Vedeți? Așa. Acum punem și usturoiul. Eu îl dau așa în două, fiecare grăunte. Punem aici usturoiul. Așa, foile de dafin, sare, bineînțeles, două lingurițe din astea micuțe, ustăm. Dacă mai trebuie sare, înainte să oprim cuptorul, îi mai punem piper. Condimente puneți după gust. Eu nu pun prea multe pentru că am în sos aici condimente. Vedeți? Turnăm și sosulețul. Și acoperim cu apă. Așa. Am acoperit cu apă, punem acum și puțin ulei de măsline, nu aveți de măsline, pur și simplu ulei de floarea soarelui. Și cum v-am zis că este o fripturică de
carne de porc cu cartofi la cuptor, așa că mergem cu ea la cuptor. Cuptorul încins la 190 de grade. Îl punem aici pe nivelul 2 pentru 50-60 de minute. Sau dacă nu, când a secat, așa la jumătate zeama. Revenim! Dragilor, fripturica mea este gata. A stat la cuptor o oră și 10 minute. Vedeți, a secat, cum v-am zis. Așa arată, nu rămâne decât să-i presărăm puțin pătrunjel și este gata de servit. Așa arată, foarte ușor de preparat, ați văzut. Dragilor, eu v-am pregătit așa o porție de fripturică. Ia uitați-o cum arată, foarte bine s-a făcut, foarte, ia, cartofiorul fiert, foarte bine, totul este fiert, pernița, la fel de fiartă, așa. Deci, cum v-am zis, aceasta este rețeta mea de astăzi. Friptură de pulpă, de porc, carne de porc cu cartofi la cuptor. Sper să vă placă, să o încercați și să o mâncați sănătoși. Noi ne vedem la următoarea rețetă cu mult drag. La revedere!